Cu ajutorul lui Dumnezeu, voi citi în această seară articolul Hristos ca om, extras din cartea Calea consacrată către perfecțiunea creștină, scrisă de Alonzo Trevier Jones. Prezentarea identificării lui Hristos cu Dumnezeu din primul capitol din Epistola către Evrei este doar o introducere în vederea prezentării identificării sale cu omul, care este tratată în cel de-al doilea capitol. Identificarea lui Dumnezeu, așa cum apare în primul capitol, este doar baza unei reale înțelegeri a identificării cu omul, prezentată în capitolul 2. Iar această identificare cu Dumnezeu nu este doar o asemănare, ci chiar o confundare, o întipărire a ființei lui, Duh din Duhul și ființă din ființa lui Dumnezeu. Fiind tratată înainte de prezentarea identificării cu omul, ea trebuie să ne facă să înțelegem că identificarea lui Hristos cu omul se petrece, de asemenea, nu numai în formă, ci chiar în esență. Astfel, între capitolul 1 din Evrei, cu toate detaliile lui informaționale, ar fi fără sens și rău plasat. Care, dar, este adevărul despre Hristos în identificarea lui cu omul, prezentat în al doilea capitol din Evrei? Păstrând în minte gândul principal din capitolul 1 din Evrei și din primele 4 versete ale celui de-al doilea capitol, Hristos diferit de îngeri, mai presus de îngeri, Hristos Dumnezeu. Vom începe cu versetul 5 din capitolul al doilea, unde se lansează ideea despre Hristos diferit de îngeri, Hristos om, Hristos mai prejos de îngeri. Așa că citim: într-adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim, ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el, sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. Într-adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Evrei 2, versetele 5 la 9. Asta înseamnă că Dumnezeu n-a supus îngerilor lumea viitoare, ce a supus-o omului. Dar nu omului căruia îi dăduse inițial lumea în stăpânire, pentru că, deși așa a fost, în prezent încă nu vedem. Omul și-a pierdut stăpânirea și, în loc să aibă toate lucrurile supuse la picioare, el însuși este acum supus morții. Și asta numai pentru faptul că nu este supus păcatului, deoarece printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Roman 5 cu 12. Omul este, deci, supus morții, pentru că este supus păcatului și moartea este singura plată a păcatului. Cu toate acestea, adevărul veșnic este că nu îngerilor a supus el lumea viitoare, ci omului care acum este Iisus Hristos. Deși stăpânirea a fost dată omului, dar acum nu vedem așa ceva, deși omului a fost dată stăpânirea peste tot, dar acum vedem că a pierdut-o, putem totuși să-l vedem pe Iisus ca om, venind să recucerească stăpânirea inițială. Îl vedem pe Iisus ca om venit să-și supună toate lucrurile. Omul căruia i s-a încredințat primul stăpânire a fost Adam. Cel căruia i s-a încredințat după căderea lui Adam a fost Iisus, al doilea Adam. Primul Adam a fost făcut puțin mai prejos decât îngerii, celălalt Adam, Iisus, a fost și el făcut puțin mai prejos decât îngerii. Primul Adam n-a rămas în postura în care a fost creat, mai prejos decât îngerii. El și-a pierdut condiția, ajungând mai jos decât, puțin mai pe jos decât îngerii, fiind supus păcatului și prin aceasta suferinței, chiar suferinței morții. Cât despre celălalt Adam, îl putem vedea în același loc și în aceeași condiție. Îl vedem pe Iisus, care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, din pricina morții pe care a suferit-o.
pentru că acel ce sfințește și cel ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. Cel ce sfințește este Isus. Cei ce sunt sfințiți sunt oameni din orice neam, seminție, limbă și popor. Și un om sfințit din orice neam, seminție, limbă și popor constituie divina demonstrație că orice suflet, de orice seminție, neam, limbă sau popor, poate fi sfințit. Iar Iisus, fiind unul dintre aceștia pe care El ar putea să-i ducă în slavă, este dovada că și El face parte din comunitatea umană, că El, ca om, ca toți oamenii, este dintr-unul și de aceea nu este rușine să-i numească frați. Așadar, așa cum în cer Iisus era mai presus de îngeri, Iisus Dumnezeu pe pământ, El a fost mai prejos decât îngerii, Iisus om. Așa cum în cer fiind superior îngerilor, El și Dumnezeu era una și pe pământ fiind mai prejos ca îngerii om, El și omul au fost una. Astfel că tot atât de sigur pe cât în ceea ce privește dumnezeirea Iisus și Dumnezeu sunt una, dintr-un spirit, natură, ființă, tot așa în ceea ce privește omenescul Hristos și omul sunt dintr-unul, în trup, ființă, natură. Identificarea lui Hristos cu Dumnezeu este în egală măsură în ființă și formă, la fel și identificarea cu omul. Altfel, primul capitol din Evrei n-ar avea sens ca introducere în capitolul 2. Antitezele dintre primul și al doilea capitol își pierd semnificația, iar primul capitol ca introducere la al doilea este gol și ne la locul lui. Capitolul 4 din aceeași carte, Consacrarea creștină. Deopotrivă, părtași. Primul capitol din Evrei arată că identificarea lui Iisus cu Dumnezeu nu are loc doar în formă și prezentare, ci chiar în ființă. Iar capitolul al doilea relevă la fel de limpede că identificarea sa cu omul nu constă doar în formă și prezentare, ci chiar în ființă. Este o identificare cu omul în toate, pentru că este scris, la început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Ioan, capitolul 1, versetul 1 și versetul 14. Și că aceasta este o identificare cu omul așa căzut cum era, nu cu omul de la creațiunea cărui natură era fără păcat. Avem certitudinea prin cuvântul, îl vedem făcut mai prejos decât îngerii din pricina morții pe care a suferit-o. Așadar, ca om, Iisus a devenit supus morții. Și tot atât de sigur pe cât îl vedem pe Iisus mai prejos decât îngerii până într-acolo încât a suferit moartea, este demonstrat prin aceasta că, în postura de om, Iisus a luat natura umană de după agonia morții, nu natura dinainte de a ajunge supus morții. Dar moartea a apărut numai datorită păcatului. Dacă nu s-ar fi ivit păcatul, moartea n-ar fi putut să apară niciodată. Și de aceea îl vedem pe Iisus făcut mai prejos decât îngerii în pricina morții pe care a suferit-o. Îl vedem făcut om în natura de după căderea în păcat, nu în natura în care era înainte. Și aceasta pentru ca să fie posibil ca el să guste moartea pentru toți. Pentru a deveni om și a putea ajunge la om, Iisus a trebuit să meargă acolo unde a mers omul, la supunerea morții. De aceea, el a trebuit să devină om așa cum era omul după ce a devenit supus morții. Se cuvenea într-adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate lucrurile și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Evrei, capitolul 2, versetul 10. Astfel, devenind om, Iisus a devenit ceea ce este omul, un rob al suferinței. Înainte de a păcătui, omul nu era deloc supus suferinței, iar dacă Iisus ar fi venit în natura umană de dinainte de căderea în păcat, i-ar fi fost imposibil să ajungă la om să-i cunoască suferințele și să-l salveze. Dar pentru că se cuvenea ca el să ducă pe mulți fii la slavă, să fie desăvârșit prin suferințe, avem certitudinea că atunci când s-a făcut om, Iisus a avut parte de natura umană de după supunerea la suferință, la chiar suferința morții care este plata păcatului. De aceea este scris, astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea asupra morții. Versetul 14.
În natura sa umană, Iisus a fost părtaș la același trup cu omul. În versetul de mai sus au fost adunate toate cuvintele care puteau fi folosite spre a face acest adevăr clar și definitiv. Fiii oamenilor sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa el a fost părtaș la ele. Și acesta nu este totul, pentru că textul biblic sună tot așa el însuși a fost făcut părtaș la ele. Și încă mai este adăugat ceva. Tot așa el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele. Duhul Sfânt dorește atât de mult ca acest adevăr să poată fi ușor și categoric înțeles de toată lumea, încât nu își permite să folosească mai puțin decât toate cuvintele posibile în exprimarea lui. Și de aceea Biblia spune, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele. Și aceasta pentru ca, prin moarte, să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. El s-a făcut părtaș aceluia sânge și trup pe care în robia păcatului și a fricii de moarte le avem pentru a ne putea elibera de ele. Astfel, cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea nu este rușine să-i numească frați. Acest mare adevăr al legăturii de sânge, al frăției de sânge a lui Hristos cu oamenii, este învățat în Scriptură din Genesa. Pentru că atunci când Dumnezeu a făcut legământul său veșnic cu Avram, jertfele erau despicate în două, iar el și Avram treceau printre cele două jumătăți. Asta se vedea Geneza 15 cu 8 la 18, Ieremia 34 cu 18 și 19 și Evrei 7 cu 5 și 9. Prin acest act, Domnul s-a angajat în cel mai solemn legământ cunoscut în Orient, în întreaga lume, legământul de sânge, devenind astfel frate de sânge cu Avram, o legătură care devansează orice altă legătură în viață. Marele adevăr al legăturii de sânge a lui Hristos cu omul este în continuare prezentat și în Leviticul. În această carte este consemnată legea răscumpărării oamenilor și a moștenirii lor. Pentru cazul când oricare din copiii lui Israel și-ar fi pierdut avuția sau el însuși ar fi fost luat rob, exista răscumpărare. Dacă era în stare să o facă, avea dreptul la aceasta. Dar dacă nu era în stare să se răscumpere singur, atunci acest drept revenea rudei cele mai apropiate de sânge. Nu rudei apropiate de sânge, ci cele mai apropiate rude de sânge care putea să o facă, conform cu Levitic 25, 24 la 28, Rut 2 cu 20, Rut 3 cu 9, versetul 12 și 13, Rut capitolul 4, versetul 1 la 14 și contextul respectiv. Astfel, în Geneza și Leviticul, a fost prezentat de-a lungul secolelor exact același adevăr pe care îl aflăm în capitolul 2 din Evrei. Adevărul că omul și-a pierdut moștenirea, averea, și el însuși este un rob. Și pentru că el nu se poate răscumpăra singur, nici pe sine, nici averea lui, dreptul de răscumpărare cade asupra celei mai apropiate rude care poate să o facă. Iar Iisus Hristos este singurul din întreg universul care poate. Dar pentru a fi răscumpărător, el trebuia nu numai să poată să o facă, trebuia să fie rudă de sânge. Nu numai rudă de sânge, ci cea mai apropiată rudă de sânge. Așadar, după cum copiii oamenilor, copiii unora care ne-am pierdut moștenirea, sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, părtaș în chiar esență, devenind astfel cea mai apropiată rudă de sângea noastră. De ce este scris mai departe că el și noi suntem dintr-unul? Și de aceea lui nu este rușine să numească frați. Dar Biblia nu se oprește aici cu prezentarea acestui foarte important adevăr, ci continuă astfel, căci negreșit nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, a căror rudă de sânge a devenit în conformitate cu legământul cel veșnic. Și a făcut aceasta pentru ca el însuși, fiind ispitit în ceea ce a suferit, să poată să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. De aceea el a simțit slăbiciunile noastre și în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Evrei 4, versetul 15. Luând natura umană, fiind în toate lucrurile ca și noi,
El putea fi ispitit în toate lucrurile ca și noi și a fost. Singura cale prin care se putea ca el să fie ispitit ca și noi era ca el să devină în toate lucrurile ca și noi. Fiind de natura sa umană unul ca noi și cum el a luat asupra lui neputințele noastre, Matei 8:17, Iisus a putut să simtă slăbiciunile noastre. Fiind făcut în toate lucrurile ca și noi, atunci când a fost ispitit, el a simțit exact ce simțim și noi când suntem ispitiți și știe perfect cum este. De aceea poate el să ajute și să salveze pe toți cei ce îl primesc. În condiția sa umană, Iisus era la fel de slab ca și noi și prin sine însuși nu putea face nimic, Ioan 5:30. Prin urmare, atunci când a purtat suferințele noastre și a luat asupra lui durerile noastre, Isaia 53:4, când a fost ispitit ca și noi, simțind ceea ce și noi simțim, el a biruit în toate prin puterea lui Dumnezeu, care i-a dat credință și pe care în trup omenesc ne-a adus-o. Astfel, numele lui este Emanuel, care înseamnă Dumnezeu cu noi. Dumnezeu nu doar cu el, ci Dumnezeu cu noi. Dumnezeu era cu el din veșnicie și putea să fie și dacă Iisus nu s-ar fi dat pe sine însuși nouă. Dar prin păcat omul a ajuns fără Dumnezeu și Dumnezeu a vrut să fie din nou cu noi. De aceea Hristos a devenit noi, pentru ca Dumnezeu cu el să poată însemna Dumnezeu cu noi. Acesta este numele, pentru că acesta este Iisus, binecuvântat să fie numele Lui. Și aceasta este credința lui Iisus și puterea ei. El este Mântuitorul nostru, pe de o parte Dumnezeu și pe de o parte om. Din această cauză este posibil ca El să mântuiască orice suflet care vine la Dumnezeu prin El. Capitolul 5. Născut sub lege. Hristos Iisus, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Filipeni 2:5-7. A fost făcut asemenea oamenilor, exact acolo unde se află oamenii. Cuvântul s-a făcut trup, părtaș la același trup și sânge la care sunt părtași copiii oamenilor de după căderea în păcat. Este scris că la împlinirea exactă a vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut sub lege, Galateni 4:4. A se afla sub lege înseamnă a fi vinovat, condamnat și supus blestemului. Pentru că este scris, știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Roman 3:19-23, Roman 6:14. Și vinovăția păcatului aduce blestem. În Zaharia 5:1-4, profetul vede un sul de carte care zbura, cu o lungime de 20 de coși și o lățime de 10 coși, despre care Domnul îi spune, acesta este blestemul care este peste toată țara. Dar care este motivul acestui blestem al întregii țări, al întregului pământ, după versiunea Good News Bible? Îl trimit, zice Domnul, ca să intre în casa hoțului și a celui ce jură strâmb în numele meu, ca să rămână în casa aceea și să o mistuie împreună cu lemnele și pietrele ei. Bineînțeles, sulul acela e legea lui Dumnezeu. Fiind citată câte o poruncă de pe fiecare din cele două table ale legii, rezultă că ambele table sunt cuprinse în sul. Orice hoț, deci oricine calcă vreuna din legile de pe tabla a doua, va fi nimicit cu desăvârșire și oricine jură, adică oricine calcă vreuna din legile de pe tabla a întâia, va fi nimicit cu desăvârșire. Nu este nevoie ca raportorii ceresc să scrie câte o notă pentru fiecare păcat anume al fiecărui om, ci doar să arate pe sulul corespunzător fiecăruia porunca respectiv călcată la fiecare abatere. Faptul că un asemenea sul al legii îl însoțește pe fiecare om oriunde, aflându-se chiar în casa lui, este limpede din textul care îl urmează. Îl trimit, zice Domnul oștirilor, ca să intre în casa hoțului și a celui ce jură strâmb în numele meu, ca să rămână în casa aceea. Și dacă nu se constată îndreptarea, sulul rămas în casa aceea o va mistui împreună cu lemnele și pietrele ei. Aceasta atunci când focul va mistui pământul în măreața zi în care chiar aștrii se vor topi de o căldură extraordinară, pentru că puterea păcatului și blestemului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. El a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege,
ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, Galateni 4 cu 4 și 5. Prin venirea sa, el a dus răscumpărare pentru orice suflet aflat sub lege. Și pentru ca aceasta să fie perfectă, el ar trebui să vină la oameni acolo unde se aflau ei sub lege, ceea ce a și făcut. Pentru că omul a fost născut sub lege, Iisus s-a născut vinovat, fiind prin urmare condamnat de lege, la fel de vinovat ca omul care este sub lege, la fel de condamnabil ca omul care este în această poziție datorită călcării legii, născut sub blestem, așa cum orice om a fost și încă mai poate fi, pentru că este scris: cel spânzurat pe lemn este blestemat înaintea lui Dumnezeu, Deuteronom 21:23. Originalul accentuează și mai puternic aceasta, întrucât traducerea ad literam din ebraică este: cel ce spânzură pe lemn este blestemul lui Dumnezeu. Adică exact sensul celor întâmplate cu Iisus, despre care e scris că a fost făcut blestem. Astfel, născându-se sub lege, el a fost marcat de tot ceea ce decurge din a fi sub lege. El a fost făcut vinovat, condamnat, a fost făcut blestem. A fost făcut, să nu uitați asta niciodată, nu el prin vreo greșeală proprie s-a adus în condiția de vinovat, condamnat, blestem. Toate acestea el a fost făcut pentru noi, pentru noi toți care suntem sub lege, care suntem sub pedeapsă din cauza călcării legii, care suntem sub blestem din cauza jurării, minciunii, crimei, hoției, adulterului și a tuturor celorlalte fără de lege arătate pe surul legii lui Dumnezeu, care ne însoțește pretutindeni și rămâne în casa noastră. A fost făcut sub lege pentru a răscumpăra pe cei ce se află sub lege. A fost făcut blestem pentru a răscumpăra pe cei ce se află sub blestem, fiind sub lege. Dar indiferent pentru cine și indiferent pentru ce păcate, nu trebuie nici o clipă uita faptul că Iisus a trebuit să fie făcut ceea ce omul era deja din cauza celor ce deja înfăptuise. De aceea, orice om, din orice vreme, conștient de vinovăția proprie, știe chiar prin aceasta și ce a trăit pentru el Iisus și astfel cât de mult s-a apropiat Iisus de el. Oricine știe ce este condamnarea, cunoaște prin ea în mod precis ce a simțit și îndurat Iisus pentru el. Și astfel realizează cât de plin de compasiune poate fi Iisus cel răscumpărător. Orice cine cunoaște blestemul păcatului, plaga propriului suflet, poate astfel cunoaște prin ce a trecut Iisus pentru el, cât de total s-a identificat Iisus pe sine cu el. Purtând vina, aflându-se sub condamnare și implicit sub povara blestemului, întreaga sa viață în această lume a vinovăției, condamnării și blestemului, Iisus a trăit în perfecta neprihănire a lui Dumnezeu, fără a păcătui vreodată. Astfel, ori de câte ori omul, conștient de vina, condamnarea și blestemul păcatului și de faptul că Iisus a simțit toate acestea exact cum le simte un om, crede în Iisus, poate experimenta în propria viață binecuvântarea perfectei neprihănire a lui Dumnezeu, a propriei eliberări de vină, de condamnare și de blestem și a feririi de a mai păcătui vreun fel. Hristos a fost făcut sub lege pentru a-i răscumpăra pe cei aflați sub lege. Această binecuvântată lucrare se împlinește cu orice suflet pe care o acceptă. Hristos ne-a scos de sub blestemul legii, fiind făcut blestem pentru noi. Faptul că el a fost făcut blestem nu este gratuit. El împlinește ceva în favoarea oricărui om care îl acceptă. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Galateni 3 cu 13 și 14. Orice suflet trebuie în permanență să fie conștient de faptul că în umilirea sa, în golirea de sine și în faptul că a fost făcut trup asemenea nouă, Iisus a fost pus sub lege, sub vină, condamnare și blestem, la fel de real cum este pus orice suflet vinovat care va fi cândva răscumpărat. Și trecând prin toate acestea, el este autorul mântuirii veșnice, capabil să salveze din cea mai adâncă pierzare pe oricine vine la Dumnezeu prin el. Capitolul 6. Născut din femeie. Dar ce înseamnă Iisus a făcut trup? Ce înseamnă a fost părtaș la natura umană?
Înseamnă exact ceea ce constituie părtășia noastră a tuturora ca fii ai oamenilor. Pentru că este scris, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele. Deopotrivă înseamnă în același fel, în mod identic. Astfel, el a fost părtaș sângelui și cărnii în mod identic cu oamenii, care sunt părtași sângelui și cărnii prin naștere. Iisus, deopotrivă. În consens stă scris, un prunc ni s-a născut. Și în același consens, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie. Galateni 4:4. Venind pe această lume din femeie, în natura umană, El a venit în singurul mod în care poate fi cineva adus pe lume de o femeie. Dar de ce a trebuit să fie născut din femeie și nu altfel? Din simplu motiv că altfel n-ar fi fost destul de aproape de omenirea căzută în păcat. Născându-se din femeie, el putea să vină în cea mai potrivită formă a naturii umane păcătoase. Astfel a trebuit să fie adus pe lume de o femeie, pentru că femeia a fost prima care a păcătuit. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia fiind amăgită s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. 1 Timotei 2:14. Dacă ar fi fost făcut doar descendent al omului, el nu ar fi reușit să atingă întreaga desfășurare a păcatului, căci femeia a păcătuit și astfel păcatul a intrat în lume înainte ca omul să păcătuiască. Prin urmare, Hristos a născut din femeie ca să poată lua contact cu această lume a păcatului, în chiar originea păcatului ei. Dacă ar fi venit pe pământ în alt mod decât din femeie, el ar fi avut o mai mică tangență cu realitatea și astfel ar fi ratat răscumpărarea omului căzut. Sămânța femeii era aceea care avea să-i zdrobească șarpelui capul și de aceea doar ca sămânța femeii, ca născut din femeie, putea Iisus să întâlnească șarpele pe terenul lui acolo, chiar la locul de intrare a păcatului în această lume. Femeia era cea care inițial a calcat legea pe acest pământ. Prin femeie a pătruns păcatul în lume. Și prin urmare, pentru eliberarea copiilor oamenilor din păcat, răscumpărătorul trebuia să vină dincolo de om să întâlnească păcatul care se afla pe pământ înainte ca omul să păcătuiască. Iată de ce el, care a venit să elibereze, s-a născut din femeie. Prin urmare, pentru a putea urmări păcatul încă de la originea lui de pe pământ, pentru a-l cunoaște și de aceea eradicat din lume, trebuia să fie părtaș naturii umane așa cum era ea după incidența cu păcatul. Alminter, n-ar fi fost nevoie ca el să fie născut din femeie. Dacă n-ar fi trebuit să vină în cel mai strâns contact cu păcatul așa cum era el în această lume, natura omenească, dacă ar fi avut de îndepărtat doar un anumit grad al păcătoșenii umane, atunci Iisus n-ar fi trebuit să fie născut din femeie. Dar cum el a fost născut din femeie, un astfel născut din aceea prin care păcatul a intrat încă de la început în omenire, este demonstrat clar, dincolo de orice obiecție rezonabilă, că între Hristos și păcatul în această lume, între Hristos și natura umană căzută, nu există nici cea mai mică și slabă urmă de separare. El s-a făcut trup și s-a făcut păcat și asta a fost pe pământ. Așa trebuia pentru răscumpărarea lumii pierdute, a fi diferit în cea mai mică măsură, în cel mai palid sens, de natura celor pe care a venit să-i răscumpere, ar fi însemnat să rateze totul. De aceea, așa cum a fost născut sub lege, pentru că cei pe care avea să-i răscumpere se aflau sub lege, așa cum a fost făcut blestem, pentru că cei pe care avea să-i răscumpere se aflau sub blestem, și așa cum a fost făcut păcat, pentru că aceștia erau păcătoși, vânduți păcatul, în mod sigur el a trebuit să fie trup părtaș sângelui și cărnii, așa cum au fost făcuți cei pe care avea să-i răscumpere, să fie născut din femeie, pentru că păcatul a intrat inițial în lume prin și în femeie. Prin urmare, este adevărat, fără nicio rezervă, că el a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, Evrei 2:17. Dacă n-ar fi avut aceeași fire ca aceea pe care a venit să-i libereze, venirea lui ar fi fost inutilă. Mai mult, deoarece singurul fel de fire existent în lumea noastră largă pe care l-a venit să o elibereze este această biată fire păcătoasă, pierdută, pe care cu toții o avem. Dacă Iisus n-ar fi venit în această fire, n-ar mai fi venit deloc. Căci dacă ar fi venit într-o natură diferită de natura omului căzut, atunci, deși prezent în lume,
În orice încercare de a ajunge practic la om și a-l ajuta, ar fi fost atât de departe de acesta, încât parcă nici n-ar fi venit vreodată. Pentru că în acest caz ar fi fost atât de departe, cât dacă nu ar fi venit deloc în această lume. Se înțelege că, prin naștere, Hristos a fost părtaș la natura Mariei, femeia care l-a născut. Dar mintea firească nu este dispusă să admită că, în perfecțiunea sfințenii sale, Dumnezeu ar putea consimți să vină la om acolo unde se află, în păcat. Și de aceea s-a încercat fuga de consecințele acestui adevăr sublim, care este golirea de sine, inventându-se teoria că natura Fecioarei Maria a fost diferită de natura restului lumii, că firea ei nu a fost exact la fel ca a tuturor oamenilor. Această teorie stabilește că, prin diverse mijloace, Maria a fost făcută deosebită de restul oamenilor pentru ca apoi Hristos să se poată naște prin ea. Invenția a culminat prin ceea ce este cunoscută ca dogma romano-catolică a concepției imaculate. Mulți protestanți, dacă nu cumva chiar majoritatea lor, ca și mulți alți credincioși necatolici, cred că concepția imaculată se referă la concepția lui Iisus de Fecioara Maria. Greșeală! Ea nu se referă deloc la concepția lui Iisus de Maria, ci chiar la concepția Mariei de către mama ei. Această doctrină oficială și infailibilă a concepției imaculată, stabilită cu solemnitatea cuvenită unui adevărat punct de credință de către Papa Pius al IX-lea, vorbind ex catedra la 8 decembrie 1854, sună: în temeiul autorității Domnului nostru Iisus Hristos, a Sfinților Apostoli Petru și Pavel și în temeiul propriei noastre autorități declarăm, pronunțăm și hotărâm că doctrina care susține că la prima însărcinare Preasfânta Fecioară Maria, printr-un har și privilegiu deosebit de la Atotputernicul Dumnezeu, pentru meritele lui Iisus Hristos, Mântuitor omenirii, a fost păstrată neatinsă de orice întinăciune a păcatului original, a fost descoperită de Dumnezeu și, prin urmare, trebuie cu hotărâre și neabătut adoptată de toți credincioșii. De aceea, dacă cineva socotește în inima lui altfel decât am hotărât noi, să știe și să înțeleagă că va fi condamnat de propria lui judecată, pentru că, în ceea ce privește credința, s-a rătăcit și s-a îndepărtat de unitatea Bisericii. Catholic Belief, pagina 214. Acest concept este astfel definit de scriitorii catolici. Vechea scriere de Nativitate Christi, găsită în lucrările Sfântului Ciprian, menționează: fiind foarte diferită de ceilalți oameni, Maria, natură umană, dar fără păcat. Teodor, patriarh al Ierusalimului, spunea la al doilea conciliu de la Nicea că Maria este cu adevărat mama lui Dumnezeu Fecioară și înainte și după nașterea pruncului a fost făcută mai sublimă și plină de slavă decât toate naturile, atât fizic cât și intelectual. Idem, pagina 216-217. Asta situează distinct natura Mariei, dincolo de orice real asemănare cu omenescul sau cu natura umană, așa cum este ea. Acestea fiind zise, să urmărim mai departe evoluția teoriei, așa cum reiese din cuvintele cardinalului Gibbons. Susținem că a doua persoană a Sfintei Treimi, cuvântul lui Dumnezeu, cel care în divinitatea lui datează din veșnicie, care a născut din Tatăl, trup din trupul lui, a fost la împlinirea vremii născut din nou, de data aceasta din Fecioară, luând astfel din pântecele mamei sale natura umană, trup din trupul ei. Atât cât poate fi sublimul mister al întrupării reflectat în natura noastră, cât și Preasfânta Fecioară, sub înluirirea Duhului Sfânt, a putut transmite celei de-a doua persoane a Sfintei Treimi, ca orice mamă, propriei natură, trup din trupul ei, pe atât este de real și adevărat mama lui. Faith of Our Fathers, pagina 198-199. Acum să punem cap la cap aceste două lucruri. Mai întâi, natura Mariei ca fiind nu numai foarte diferită de cea a restului oamenilor, ci mai sublimă și plină de slavă decât toate naturile, ceea ce o situează infinit dincolo de orice asemănare reală sau legătură cu omenirea căzută. Apoi îl avem pe Iisus prezentat ca unul care a preluat natura ei umană, trup din trupul ei. Din asocierea acestor două puncte rezultă, la fel de clar, cum 2 plus 2 egal 4, că natura umană Domnului Iisus este foarte diferit de restul oamenilor, că bineînțeles natura sa umană nu este deloc umană. Aceasta este doctrina catolică privitoare la natura umană a lui Hristos.
Ea susține pur și simplu că natura umană a lui Hristos nu este deloc umană, ci este divină, mai sublimă și plină de slavă decât toate naturile. Că în natura sa umană Hristos a fost atât de departe de ceilalți oameni, încât era total diferit de ei. Că natura lui era una în care nu putea avea nimic comun cu ei, nu putea simți cu ei. Dar nu aceasta este credința lui Iisus. Credința lui Iisus este că așa cum copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său un trup omenesc supus păcatului, că Iisus a trebuit să se asemene fraților Săi în toate lucrurile, că El însuși a luat asupra Lui neputințele noastre și a fost afectat de ele, fiind ispitit în toate ca și noi. Dacă n-ar fi fost ca noi, Iisus n-ar fi putut fi ispitit ca noi. Dar El a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi. Prin urmare, a fost în toate lucrurile asemenea nouă. În citatele din Crezul Catolic prezentate în acest capitol, v-am înfățișat credința Romei în ceea ce privește natura umană a lui Hristos și a Mariei. Din capitolul 2 din Evrei și textele înrudite din Biblie, prin studiu de față, ne-am străduit să vă prezentăm credința lui Iisus despre natura umană a lui Hristos. Credința Romei în ceea ce privește natura umană a lui Iisus, a Mariei și a noastră, pornește de la ideea omenească, potrivit căreia Dumnezeu este prea curat și prea sfânt pentru a se uni cu noi în noi, în natura noastră decăzută. Că așa păcătoși cum suntem, suntem prea departe de El ca, în puritatea și sfințenia Lui, să vină la noi în starea în care ne aflăm. Adevărata credință, credința lui Iisus este că, așa departe de Dumnezeu când suntem noi în propria păcătoșenie, în natura noastră umană pe care a luat-o, El a venit la noi chiar acolo unde ne aflam. Că așa infinit de curat și sfânt cum este El, și așa păcătoși decăzuți și pierduți cum suntem noi, Dumnezeu în Hristos, prin Duhul Său Sfânt, va locui bucuros cu noi și în noi pentru a ne salva, ne-a curăți și a ne sfinți. Credința Romei este că trebuie să fim curați și sfinți pentru ca Dumnezeu să poată fi cu noi. Credința lui Iisus este că Dumnezeu trebuie să locuiască în noi pentru ca să fim sfinți și curați. Capitolul 7. Legea eredității. Cuvântul s-a făcut trup. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, Galateni 4:4. Dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegirea noastră a tuturor, Isaia 53:6. Am văzut că, născut din femeie, Hristos a luat contact cu păcatul, chiar acolo unde acesta și-a făcut intrarea pe pământ. Că tocmai din această cauză a trebuit El să vină în acest mod. De asemenea, am văzut că asupra Lui a fost pusă fără de legea păcatelor noastre ale tuturor. Astfel, păcatul acestei întregi omeniri, de la origine și până la finele ei, a fost asupra Lui. Atât păcatul în sine, cât și păcatul înfăptuit de noi, păcatul în intenție, cât și păcatul în fapt. Numai așa se putea ca asupra Lui să fie pusă fără de legea noastră a tuturor. Numai supunerea Lui, legii eredității, putea Iisus percepe păcatul în totala și adevărata Lui dimensiune. Fără aceasta, s-ar fi putut pune asupra Lui doar păcatele săvârșite în prezent, cu vina și condamnarea cuvenite lor. Dar dincolo de păcatele săvârșite curent, există în orice persoană, în diferite moduri, un potențial al păcatului moștenit de la generațiile anterioare. Potențial care încă nu a erupt în actul păcătuirii, dar care este permanent gata ca atunci când se ivește ocazia să declanșeze comiterea de păcate. Marele păcat al lui David este o ilustrare a celor mai de sus în Psalmul 51:5 și a doua Samuel 11:2. Pentru salvarea noastră din păcat nu este destul să fim eliberați de păcatele pe care le-am săvârșit curent. Trebuie să fim eliberați și de comiterea altor păcate. Și pentru ca așa să se întâmple, trebuie întâmpinat și supus acest potențial al păcatului. Trebuie să ne stăpânească puterea de a ne feri de păcat, puterea de a controla acest potențial, această predispoziție la păcat care este ereditară în noi. Toate păcatele noastre comise până acum au fost puse asupra Lui. I-au fost imputate Lui pentru ca așa neprihănirea Lui să poată fi pusă asupra noastră, să ne poată fi socotită nouă. Dar și potențialul păcatului din noi a fost pus asupra Lui prin întruparea Sa, prin nașterea din femeie, ca părtaș sângelui și cărnii cu noi. Pentru
pentru ca neprihănirea lui să poată fi curent manifestată în viața noastră. Astfel, el a întâmpinat păcatul în trupul pe care l-a luat și l-a biruit, așa cum stă scris: Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, Romani 8,3. Și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia, Efeseni 2,15. Și exact așa cum păcatele noastre prezente au fost imputate lui, neprihănirea lui ne poate fi socotită nouă. Astfel, întâmpinarea potențialului păcat, biruirea lui în trup și manifestarea neprihănirii în același trup de către Iisus, ne face în stare ca noi în El și El în noi să întâmpinăm și să biruim în trup același potențial al păcatului și să manifestăm neprihănire în același trup. Așa se face că pentru păcatele pe care le-am săvârșit până în prezent, pentru păcatele din trecut, deci neprihănirea lui este pusă pe seama noastră, așa cum păcatele noastre sunt puse pe seama lui, iar pentru a ne feri de a mai păcătui, neprihănirea lui ne-a fost atribuită nouă. Naturii păcătoase, așa cum natura noastră cu potențialul ei păcătos a fost atribuită lui. În acest fel, el este un mântuitor complet. El ne mântuiește de toate păcatele pe care le-am putea comite despărțiți de el. Dacă Iisus nu a luat același trup, sânge și carne cu copiii oamenilor, același trup cu al său, potențial al păcatului, atunci care ar fi putea fi motivul prezentării genealogiei lui în scripturi? Urmașa lui David, al lui Avram, al lui Adam. Și fiind născut din femeie, descendența lui se întoarce la Adam, la începutul păcatului în această lume. În acest arbore genealogic îl găsim pe Ioachim, care din cauza atitudinii lui a fost înmormântat ca un măgar târât și aruncat afară din porțile Ierusalimului, Ieremia 22 cu 19, pe Manase, care l-a făcut pe Iuda mai rău decât toate neamurile, pe Ahaz, care a prădat casa Domnului, a închis ușile casei Domnului și a făcut altare în toate colțurile Ierusalimului, pe Roboam, care i s-a născut lui Solomon, după ce acesta s-a întors la Domnul, pe însuși Solomon, care i s-a născut lui David cu Batșeba, de asemenea pe Rut Moabita, pe Rahav, la fel ca și pe Avram, Isaac, Ișai, Asa, Iosafat, Ezechia și Iosia, dintre cei mai buni ca și dintre cei mai răi. Chiar și faptele rele ale celor mai buni sunt înregistrate la fel ca faptele bune. Și în toată această genealogie, cu greu se găsește unul a cărui viață să nu aibă consemnată vreo faptă rea. Și la capătul unei astfel de genealogii, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. La capătul unei asemenea genealogii s-a născut din femeie Iisus. La capătul unei asemenea linii de descendență a trimis Dumnezeu propriul său fiu să fie deopotrivă cu natura umană căzută. Și această descendență, această genealogie a însemnat ceva pentru el. Așa cum înseamnă pentru fiecare om supus legii, potrivit căreia, fără de legile părinților, se răstrâng asupra copiilor până la a treia și a patra generație, a însemnat enorm atunci când Iisus se afla în pustie, confruntat cu teribile ispite, ca de altfel pe tot parcursul vieții sale în trup omenesc. Astfel, atât prin ereditate, cât și prin imputare, el a fost împovărat cu păcatele lumii. Și așa împovărat cu acest uriaș dezavantaj, Iisus a trecut triumfător pe acolo, pe unde, fără nicio urmă de handicap, perechea primilor părinți a capotat. Prin moartea sa, Iisus a plătit vina tuturor păcatelor care s-au comis, putând astfel să acorde neprihănirea lui tuturor celor ce aleg să o primească. Și osândind păcatul în firea pământească, înlăturând în firea pământească vrăjmășia, el eliberează de puterea legii eredității și astfel poate în neprihănire să confere oricărui suflet care îl primește natura sa divină și puterea de a surclasa această lege și de a se menține mai presus de ea. De aceea este scris, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea, Galateni 4,4. Și Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care umblăm nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului, Romani 8, versetele 3 și 4. Și El este pacea noastră care din doi a făcut unul.
și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace, Efeseni 2, versetele 14 și 15. Astfel, el a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor care sunt ispitiți. De oriunde ar veni ispita, dinăuntru sau din afară, Iisus este scutul nostru perfect împotriva ei, salvând astfel pe absolut toți cei care vin la Dumnezeu prin el. Dumnezeu își trimite propriul Fiu în fire pământească. Hristos preia natura noastră așa cum este ea, păcătoasă și în declin. Dumnezeu rămâne constant cu el și în el, în această natură. Astfel a demonstrat Dumnezeu pentru toți oamenii și pentru totdeauna că nu există pe pământul acesta suflet atât de apăsat de păcate sau atât de pierdut, încât el să nu vrea bucuros să locuiască în el și să-l mântuiască și să-l conducă pe calea neprihănirii. Și astfel, cu siguranță, numele lui este Emanuel, ceea ce înseamnă Dumnezeu cu noi. În toate lucrurile asemenea. Trebuie în mod deosebit observat că în primele două capitole din Evrei, ideile și discuția privitoare la persoana lui Iisus se referă îndeoseb la natura și personalitatea lui. În Filipeni capitolul 2, versetele 5 până la 8, este prezentată relația Hristos-Dumnezeu și Hristos-om, îndeoseb ca natură și formă. Astfel, să aveți în voi gândul sau mintea aceasta care era în Hristos Iisus, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Când Iisus a dezbrăcat pe sine însuși, a devenit om. Și Dumnezeu s-a descoperit ca om. Când Iisus s-a dezbrăcat pe sine însuși, pe de o parte s-a descoperit ca om, iar pe de cealaltă parte s-a descoperit ca Dumnezeu. Astfel în el s-au întâlnit pașnic Dumnezeu și om, devenind una. Căci el este pacea noastră care din doi, Dumnezeu și om, a făcut unul. Și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei ca să facă pe cei doi, Dumnezeu și om, un singur om nou, făcând astfel pace, Efeseni 2 cu 14 și 15. El care avea chip de Dumnezeu a luat chip de om. El care era egal cu Dumnezeu a devenit egal cu omul. El care era creator și domn a devenit creatură și rob. El care era asemeni cu Dumnezeu a fost făcut asemeni cu omul. El care era Dumnezeu și Duh a fost făcut om și a fost făcut trup. Ioan 1 cu 1 și 14. Acestea nu sunt adevărate numai în ceea ce privește chipul și forma, ele sunt adevărate și în ceea ce privește personalitatea. Căci Hristos a fost deopotrivă cu Dumnezeu în natură și chiar în personalitate. El a fost făcut asemenea omului în sensul că a fost ca omul în natură și chiar în persoană. Hristos era Dumnezeu, el a devenit om și când a devenit om, era om la fel de real cum era și Dumnezeu. El s-a făcut om pentru a-l putea răscumpăra pe om. A venit la om acolo unde era omul pentru a-l duce acolo unde a fost și este el. Și pentru a răscumpăra pe om din ceea ce este, el a fost făcut ceea ce este omul. Omul este carne, Geneza 6 cu 3, Ioan 3 cu 6. Și cuvântul s-a făcut trup, Ioan 1 cu 14, Evrei 2 cu 14. Omul se află sub lege, Roman 6 cu 3, Ioan 3 cu 6. Hristos a născut sub lege, Galaten 4 cu 4. Omul se află sub blestem, Galaten 3 cu 10, Zaharia 5 cu 1 la 4. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii făcându-se blestem pentru noi, Galaten 3 cu 13. Omul este vândut rob păcatului, Roman 7 cu 14 și încărcat de fără de legi, Isaia 1 cu 4. Iisus a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră, a tuturor, Isaia 53 cu 6. Omul este trupul păcatului, Roman 6 cu 6, iar Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi pe Iisus, a doua Corinteni 5, 21. Astfel, literalmente, Iisus a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile. Și nu trebuie niciodată uitat că niciuna din aceste ipostaze umane, trup de carne, păcat și blestem, el nu a ajuns prin sine sau prin păcătuire, ci a fost făcut toate acestea. El a luat un chip de rob făcându-se asemenea oamenilor. Hristos a fost făcut ceea ce nu fusese, pentru ca omul să poată fi acum în veșnicie ceea ce nu este.
Hristos era Fiul lui Dumnezeu, El a devenit Fiul omului pentru ca fiii oamenilor să poată deveni fiii lui Dumnezeu. Galateni 4:4, 1 Ioan 3:1. Hristos este Duh, 1 Corinteni 15:45. El a devenit carne pentru ca omul care este carne să poată deveni Duh, Ioan 3:6, Romani 8:8-10. Hristos, care era întru totul natură divină, a fost făcut părtaș naturii umane pentru ca noi, care suntem întru totul natură umană, să ne facem părtaș firii dumnezeiești, 2 Petru 1:4. Hristos, care nu cunoștea păcatul, a fost făcut păcat pentru noi, pentru ca noi, care nu cunoaștem neprihănirea, să fim făcuți neprihănire și încă neprihănirea lui Dumnezeu. Și pe cât de reală este neprihănirea care prin Hristos a fost făcut omul, pe atât de real este și păcatul omenirii care în firea pământească a fost făcut Hristos. Pe cât de reale sunt păcatele care apasă asupra noastră, pe atât de reale sunt păcatele așezate asupra lui Hristos. Pe cât de sigur vinovăția se asociază acestor păcate, afectându-ne atunci când ele apasă asupra noastră, pe atât aceeași conștiință a condamnării și descurajarea din cauza vinei lor le-a experimentat Iisus atunci când ele au apăsat asupra Lui. Astfel, vina, condamnarea și descurajarea datorată conștiinței păcatului făceau parte din experiența lui, la fel de real cum fac parte din viața fiecărui păcătos de pe pământ. Acest adevăr inspiră oricărui suflet păcătos de pe pământ mărețul adevăr că neprihănirea lui Dumnezeu și pacea, odihna și bucuria acestei neprihăniri sunt o realitate în experiența credinciosului în Iisus pe această lume, la fel cum sunt și în viața oricăruia dintre sfinții din cer. El, care cunoștea înălțimea neprihănirii lui Dumnezeu, cunoscând astfel grozăvia acestor abisuri, la fel de bine cum cunoaște slava și înălțimea neprihănirii lui Dumnezeu, prin aceasta robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu, conform Isaia 53:11. Astfel, prin această cunoștință, el poate să elibereze pe orice păcătos din cele mai de jos adâncime ale păcatului, ridicându-l pe cele mai înalte culme ale neprihănirii, chiar ale neprihănirii lui Dumnezeu. Făcut în toate lucrurile asemenea nouă, el a fost în absolut totul așa cum suntem noi. A fost atât de perfect asemenea nouă încât a putut să spună exact ceea ce ar trebui să spunem noi. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Ioan 5:30. Este cât se poate de adevărat că în slăbiciunea și imperfecțiunea cărnii în care a luat natura noastră, Iisus a fost așa cum este omul fără Dumnezeu și fără Hristos. Pentru că fără El oamenii nu pot face nimic. Cu El și prin El în Biblie stă scris pot totul. Dar despre cei fără El este scris despărțiți de mine, nu puteți face nimic, Ioan 15:5. Prin urmare, când spunea despre sine, eu nu pot face nimic de la mine însumi, este clar pentru totdeauna că în natura umană, din cauza imperfecțiunilor preluate, din cauza păcătoșeniei ereditare și curente care au fost puse asupra lui, Iisus a fost, la vremea lui, exact așa cum este omul, care în imperfecțiunea cărnii e plin de păcate, moștenite sau adoptate și fără Dumnezeu. Și așa slab, plin de păcate, neajutorat ca și noi, într-o credință sublimă, el a exclamat, îmi voi pune încrederea în el, Evrei 2:13. El a venit să caute și să salveze ceea ce era pierdut. Și pentru a salva ce era pierdut, a venit la cei pierduți acolo unde ne aflam, așezându-se printre cei pierduți, fiind socotiți printre nelegiuiții, făcându-se păcat. Și de la stadiul slăbiciunii și imperfecțiunii celui pierdut, Iisus a încrezut în Dumnezeu că va fi eliberat și salvat. Împovărat cu păcatele lumii și ispitit în toate lucrurile ca și noi, el a sperat în Dumnezeu și a avut încredere că Dumnezeu îl va salva din toate și îl va feri de păcat. A se vedea Psalmul 69:1-21, Psalmul 71:20, Psalmul 22:1-22, Psalmul 31:1-5. Aceasta e credința lui Iisus. Acesta este punctul în care credința lui Iisus ajunge la omul pierdut păcătos pentru a-l ajuta. Astfel a fost perfect demonstrat că nu există om, cât e pământul de mare, pentru care nu există speranță în Dumnezeu. Că nu există om atât de pierdut încât să nu poată fi salvat, nădăjduind în Dumnezeu în această credință a lui Iisus. Și această credință a lui Iisus, prin care, aflat în locul păcătosului, a nădăjduit în Dumnezeu și s-a încrezut în vederea eliberării de păcat și a puterii pentru ferirea de păcat,
Această biruință a lui constă în faptul că a adus oricărui om din lume certitudinea sfântă prin care oricine poate spera în Dumnezeu și se poate încrede în El și poate descoperi puterea Lui de a-L elibera și a-L feri de păcat. Această credință exercitată de El și prin care a obținut biruința asupra lumii cărnii și răului este darul fără plată făcut oricărui om din lume pierdut. Este credința căreia Iisus este autor și desăvârșitor. Credința lui Iisus care este dată oamenilor. Credința care trebuie primită de oameni pentru a putea fi salvați. Credința lui Iisus care acum în timpul întreitei solii îngerești trebuie primită și păstrată de cei care vor fi feriți de închinarea la fiară și la chipul ei și abilitați să păzească poruncile lui Dumnezeu. Credința lui Iisus la care se referă cuvintele de încheiere ale întreitei solii. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Iar acum, punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un așa mare preot. Tot ceea ce am aflat în capitole 1 și 2 din Evrei este pregătirea și temelia înaltei sale preoții, pentru că a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Evrei 2, versetele 17 și 18. Amin.